Fero, iubim apa. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Ilarie Ivan, actual consilier al Ministrului Agriculturii Petre Daia și totodată profesor universitar, cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Bine v-am găsit, domnule Ivan! Mulțumesc pentru invitație și rămân dator pentru aceasta, ce este acolo, o ladă de mere măcar. Măcar cu o ladă de mere. Dar de unde aduceți merele? Că dumneavoastră acum predați la Universitatea Tehnică. La Universitatea Tehnică avem o specializare foarte deșteaptă și din ce în ce mai căutată, care se numește Inginerie Mecanică pentru Agricultură și Industria Alimentară. Este, dacă vreți, fosta mecanică agricolă, cea care pregătea inginerii care să lucreze în stațiunile de mecanizare a agriculturii, să fie specialiști în tractoare, reglarea lor, fostele SMT-uri, în tractoare, combine și celelalte mașini agricole, inclusiv cele din industria alimentară. Se pare că este o specializare din ce în ce mai căutată, pentru că, indiferent ce ni se întâmplă nouă astăzi, trebuie să mâncăm. Cine nu mă crede cât de importantă hrana pentru om, să nu mănânce de astăzi până mâine, și mâine, la vremea asta, să mai facem o discuție, doamna Ancuța, despre importanța alimentației omului și a oamenilor care o prepară, a mașinilor care concură astăzi. Din păi acum e la mare modă rău veganismul, acolo nu mai avem nevoie de mașini. Sau deci, nu de mașini din, așa multe. Din punctul meu de vedere, deci aceasta este o idee un pic absurdă. Pentru că bunul Dumnezeu, când l-a creat pe om, i-a pus la îndemână toate cele. Deci și cele de origine animală și cele de origine vegetală. Deci la începutul, de fapt, omul se pare că a fost culegător din flora spontană și vânător. Și atunci, așa precum unii aderă neapărat numai la produsele de origine vegetală sau ceilalți numai, unii sunt care combat vânatul, eu răspund totuși că sunt lucruri absolut normale și firești. Deci dacă ar fi din punct de vedere pur științific să facem o discuție de 30 de secunde, în corpul omului se găsesc toate elementele din tabelul Mendeleev. Prin hrană, noi trebuie să le asigurăm în principiu pe aceleași toate elemente și sigur că unele se găsesc numai în hrana de origine animală. Deci din toate, dar cu măsură. Cum arată o dietă a unei zile la dumneavoastră, de exemplu? Nu știu, un program al meselor și cam ce principiile, consumați într-o zi obișnuită? Principiile cele mai vechi ne învață așa că hrana de dimineață să o mâncăm singuri, deci un mic dejun cum se cade, ca pe nu se știe când mai ajunge să mâncăm, hai de la mea să o împărțim cu prietene și cina să o sărim. Dacă m-ar ține strict însă de acest lucru, probabil că aș fi mult mai suplu decât sunt acum. Și eu aș avea 50 de kilograme, de fapt, sunt convinsă. Eu, vorba unui prieten, eu nu sunt, mă rog, gras sau obez, ci am doar o disproporție între înălțime și greutate. Deci la greutatea mea trebuie să am 2 metri și jumătate înălțime. Bunica mea, Dumnezeu să ierte, zicea, ești bine făcută, mamă. Păi, asta era un lucru apreciat mai înainte vreme, când eram eu copil și educația, de fapt, se făcea în altfel, cu totul și cu totul altfel. Deci, părinții noștri de atunci, deci eu mă rog, dacă v-ați zis că sunt profesor asociat, înseamnă că deja sunt pensionat de peste un an de zile. Părinții noștri nu aveau nevoie de educatori, nu aveau nevoie de guvernanți la copii, pentru că într-o comunitate din aceasta mică, copilul, dacă se ducea până la școală, îl cunoșteau toți vecinii. Dacă făcea o trăznaie, spunea, măi, Ilarie, vezi că te spun la mata și la tată tot ce ai făcut. Așa, de frica așa, nu făceam nicio boroboță până acasă, toată lumea te știa. De asemenea, era exclusă posibilitatea de a trage pe nas, de a fuma iarbă, de a așa, la alcool, n-avea ce căuta de la magazine, era unghiul meu, cum să-mi dea la o sticlă de alcool, chiar dacă eram pe clasa 7-8, deci când mintea... Deci nu cereți, nu că nu v-ar fi așa, dat. Deci posibilitățile de a greși erau mult mai mici, sigur, rigoarea de acasă era mult mai serioasă, deci pe vremea aceea
să primea și bătaie. Eu vreau să vă spun că provin din 5 frați. Fiind cel mai mare, cred că am luat bătaie cât ai la 4 la un loc. De ce ați luat și pentru ceilalți 4? Pentru ceilalți, pentru că, sigur, făceam probabil mult mai multe borobose decât ceilalți și probabil că cu ceilalți părinții s-au mai învățat că copiii mai și greșesc uneori. Se pare că a ieșit un om aproape normal din mine, cu toată cafteala asta luată de la părinții mei, Dumnezeu să ierte și să-i odinească unde sunt. Și cu toate acestea, eu nu sunt de acord cu bătaia, deși știu că pe vremuri era, cum se zice, o palmă dată de la mama, era binevenită. Ruptă din rai, etc. Bătaie ruptă din rai, asta știm și din cărțile copilăriei. Dar v-aș întreba cum... Nu, deci aici doar o frază. Deci toate lucrurile sunt potrivite la o anumită etapă, la un anumit moment istoric. Sigur, acum să spui așa, nici nu poți să-ți treacă pe-n cap că îți altuiești copilul dacă o greșit. Așa, dar atunci era binevenită și asta elimina o discuție de jumătate de oră despre ce este bine, ce nu e rău, să-l convingi pe copil, vezi că ai greșit, uite, de asta ai greșit, și în jumătate de oră să-i spui că de ce au greșit și în jumătate de oră să-i spui să nu mai facă și că numai așa este bine cum îi spui tu. Deci părinții noștri lucrau de dimineața până seara, deci ai mei erau niște oameni înstăriți din municipiul Scărișoara, cum îi zic eu, mai sus de Câmpen, de pe acolo, aveau cel mai mare suprafață de teren, lucrau de dimineața până seara, aveau cele mai multe animale, cele mai multe oi, vaci, cai, doi cai, pereche de boi nu lipsea niciodată, n-aveau erau timp gazde, așa, cum se erau zice. Gazde, n-aveau timp să se ocupe așa pândelete de copii, asta e bine, asta nu e bine, dragul mami, dragul tate, hai să te strâng în brațe foarte tare. Deci era altă. Sigur, acum lucrurile s-au schimbat. Aș jura că nu știu cum e mai bine încă. Mai gândesc. Spuneți drept dumneavoastră cum faceți cu nepoatele dumneavoastră, că aveți două nepoate. Aha, păi nepoatele e cel mai simplu. Deci, le faceți toate poftele și anulați toate regulile părinților. Nu, asta nu, pentru că prea sunt dascăl la vârsta de plină maturități ca să le anuleze eforturile, știu ce înseamnă asta. Sigur, au un plus de grade de libertate când sunt la când noi, sunt la bunici. Așa, și sigur că cea mare, care la 4 ani și 10 luni deja știe să exploateze, așa, cam știe să obțină cam ce vrea, în limitele rezonabile de la bunicul, să știe că eu nu pot să o refuz foarte mult. Este ușor cu nepoții, pentru că responsabilitatea maximă, să supără fiicele pe mine acum, le aparține până la urmă părinților. Noi încercăm să facem maxim ce putem, dar responsabilitatea tot a lor rămâne, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că dăm o mână de ajutor. În vremea aceasta complexă, cu economie de piață, cu jocuri de dimineața până seara, până noaptea târziu... Și generațiile de părinți din ziua de astăzi muncesc de dimineața până noaptea. Soția mea este extrem de fericită și o văd împlinită că dă o mână de ajutor la creșterea nepoțelelor. Eu mai scap de acasă, mai pe la facultate, mai pe la București, mai pe în județele astea să mai vedem ce e cu agricultura patriei în calitatea asta de consilier la domnul Daia. Dar nevastă mea este o bunică absolut devotată și probabil că nu s-a ocupat atât de mult, aș risca să spun, de fiicele noastre și nici eu cât se ocupă, cât ne ocupăm de nepoțele. E adevărată vorba aceea? Cum mai mult te ocup de nepoți decât de părinți? Da, și explicația este semn de simplă. Avem mai mult timp acum. Mai mult timp. Deci atunci plecam dimineața, întâmplător am avut joburi de conducere, joburi importante, multă vreme și atunci plecam dimineața și vineam seara. Și ajungeați noaptea când fetele deja dormeau. Mai făceau discuții de jumătate de oră, o oră și trebuia să meargă la ora 21 la culcare, normal. Pentru că tot funcții importante aveți și acum, v-aș întreba cum e să fii consilierul, dacă mi-e permis să-i spun eu, așa îl percep pe domnul ministru Daia, unul dintre cei mai simpatici miniștri ai cabinetului Dăncilă. Cum e să lucrez cu un ministru nonconformist? Eu vă mulțumesc pentru aprecierea șefului meu, să-i spun așa, colaboratorului meu. Pe lângă asta, deci este un om care știe meserie, știe management și știe să-și organizeze munca, așa, să o defalce, dacă vreți, din programul de guvernare din cei 4 ani, pe ani, pe semestre, pe luni, și să urmărească realizarea obiectivelor. Sigur, cel mai important obiectiv politic al unui ministru, al întregului guvern, de fapt,
și, nu în ultimul rând, al Parlamentului, este să legifereze corect. Deci să realizeze acel regulament de joc optim pentru orice joc. Deci, dacă ne gândim la fotbal, să fie cel mai potrivit, cel mai bun, cu cel mai puține litigii, așa, și certuri, discuții paralele, respectiv în cazul nostru. Cea mai bună legislație pentru cultivatorii de cereale, cea mai bună legislație pentru cultivatorii de legume, pentru crescătorii de animale, pentru cei din industria alimentară. Pentru a face această legiferare corectă și în folosul lor și respectiv cu un scop mai încolo, creșterea performanței tehnice, a cantității și calității produselor agroalimentare realizate, deci trebuie să stai de vorbă cu foarte multă lume. Este foarte greu să, ca un inginer, agronom să zicem, am terminat agronomia, facultatea de zootehnie, așa, să cunoască câmpul larg al agriculturii, unde, mă rog, numai Universitatea de Științe Agricole, să zicem, pregătește specialiști în cel puțin 25 de domenii. De la piscicultură, la silvicultură, să zicem, mergând pe ceștiu până la tehnologia prelucrării producției animale, agricole. Și atunci, ai nevoie de consilieri care să te ajute și care, în principal, să aibă capacitatea de a sta de vorbă cu beneficiarii legislației, respectiv cu fermierii. Atunci, ca să faci o lege bună, să zicem, pentru cultivatorii, dacă, nu știu, hai să zicem de ceapă, ok? Tu trebuie să vorbești și cu cel care face un jumătate de hectare de ceapă și care face și 10 hectare și, ce știu, 10.000 de hectare de ceapă, etc. Și legislația care vine să fie unitară, cât mai simplă posibilă și care să le folosească tuturora în a își crește performanțele fiecare. Dacă stai de vorbă numai cu cei cu care lucrează suprafețe mai mari, întotdeauna îl spun și am pățit-o. Punctul lor de vedere, care înseamnă cam așa. Dom'le, noi contăm pe piață, noi dăm pentru piață, ala face pentru el, vinde și ala, ce știu, 300 de chile, nu ne interesează, numai eu contez. Nu mă interesează deloc ăla, ala nu trebuie să existe. În concepția mai largă a agriculturii de astăzi, mai deschisă puțin și mai cu privire înapoi spre zona rurală, și în Uniunea Europeană există acest trend, noi ne gândim la toți care lucrează și la cei care lucrează mai puțin și la cei care lucrează suprafețe mari și care contează efectiv pe piață, să zicem. Și atunci legea trebuie să fie făcută cu multă, multă grijă. De aia trebuie să stăm de vorbă, să avem capacitatea de a asculta cât mai mult fermieri din fiecare grupă din aceasta și pe urmă să faci o sinteză, să încerci să elimini din minte interesele proprii ale unui grup sau un altui grup și să scoți o lege și să mergi corectă cu concluziile finale pe masa ministrului să-și dea și să spui, domnule, după ce am stat eu de vorbă cu, ce știu, fermieri din toate grupele acestea, propunerea cea mai bună din punctul meu de vedere este asta. Sigur că câteodată domnul ministru nu este de acord, dumnealui ia decizia finală, așa, însă eu consider că mi-am făcut datoria dacă am spus toate punctele de vedere și respectiv cam care ar fi media, care ar fi cea mai favorabilă. Sigur că din punctul ăsta de vedere, ministrul agriculturii se poate lăuda, pentru că, să zicem, în 2016, Ministerul Agriculturii a emis 187 de acte normative. Ordine de ministru și mai departe, care a reglementat niște chestiuni. Anul trecut au fost peste 500 și anul ăsta să ne apropiem iară de 500, dar mai sunt 3 luni din acest an. Deci asta este cea mai importantă chestiune, legiferarea corectă. Și eu am ajuns să lucrez cu domnul ministru acum, pentru că în perioada 2001-2004 eram vreo 5-6 directori de direcții agricole care ne adunau într-un loc. Zice, domnule, îmi trebuie legiferată problema cutare. Și stăteam acolo 3-4 zile, sigur, cu contacte cu colaboratorii de la direcția agricolă de aici, din Cluj, sau cu cel din Bihor, sau cu cel din Alba, care erau niște băieți deștepți și cu toată mintea la ei acasă. Așa, și puneam varianta tehnică al actului normativ, pe care, sigur, că juriștii din minister îmbrăcau în articole aliniate, etc., să sune cum... Să sune legal, să sune normativ. Și de aceea, acum, domnul ministru a apelat la mine și a adus aminte că pe vremuri eram orice de folos. Sigur, eram mult mai tânăr, fugeam mai repede acum și eram și mai suplu puțin. Da, dar acum sunt mai multe avioane, deci tot ajungeți mai repede în București. Da, da, este adevărat. Deci dacă eu știu că mă duc peste 2 săptămâni la București cu torba plină de propuneri și îmi iau la Wizz, așa, bilet de dus la întors, o companie low cost, așa, da?
bă, nu trebuia să zic așa, l-au luat cost corect, vă rog să mă iertați. Așa constat că îmi acoperă, deci, cu 200-250 de lei toată deplasarea, dacă m-aș duce cu mașina ar fi dublu. Plus oboseala. Plus oboseala. Domnule Ivan, de-a lungul anilor dumneavoastră ați cochetat și cu politica, de altfel încă nu v-ați desprins total atâta timp cât sunteți tot acolo în mijlocul politicienilor, acum că-i conciliați. Dacă, dacă ministrul este numit politic, sigur că sunt lipit de politică în continuare, n-am nicio funcție în PSD Cluj astăzi, însă sigur că am făcut foarte multă politică. Aici aș spune ceva despre o anumită confuzie. Foarte mulți români au așteptări de la guvernul ăsta sau viitorul sau trecutul guvern, așa precum de la guvernele capitaliste, să așeze prețurile. Dom'le, dar au crescut prețurile. Așa. Și lumea nu știe efectiv că în economia de piață statul, guvernul nu poate fixa un mercurial de prețuri. Asta e prețul maxim la ceapă, cartofi, ce știu, ulei, zahăr, energie electrică. Sigur, există niște pârghii, dacă destul de complicat de folosit, așa că la un moment dat unul, dacă pune un adaus comercial mai mare, tu să impozitezi un anumit quantum din adausul comercial, în așa fel încât să nu îi mai rentezi să se ducă aiurea cu prețul. Chestiunea este destul de complicat de rezolvat. Apoi, o altă chestiune pe care nu înțelege lumea, că în economie de piață există libera circulație a mărfurilor, capitalurilor, forței de muncă. E că există piață liberă. Eu cred liberă, că lumea înțelege, dar oamenii spun ce îi doare până la urmă. Da, pentru că mă doare foarte tare... Sau că nu e treaba oamenilor să înțeleagă ce pârghii... Mă doare foarte tare când văd deja ați mărit salarii sau pensii, pentru că sănătate, învățământ, așa, s-au mărit consistent salariile, respectiv și pensiile, mărire de care mă bucur și eu, pentru că ați mărit, că în același timp ați mărit prețurile la... Sigur că nu are nicio... Și sigur că această diferențiere a celor două tipuri de societăți, comuniști și capitalist, după mintea mea, încă nu este clar făcut. Cum facem cu mediul privat? Că ați adus vorba de măriri de salarii și pensii, dar să specificăm, salariile s-au mărit în sistemul bugetar, pensiile deja știm că banii vin tot de la bugetul de stat, dar s-a creat așa un... Nu, vin de la bugetul de stat, dar din contribuția fiecăruia. Din contribuțiile fiecăruia. Deci exceptând niște pensii speciale cu care vă spun clar și răspicat, eu nu sunt de acord, așa, marea majoritate, sper eu să fie 97-8% din pensii, așa, sunt rezultatul contribuției fiecăruia dintre noi la pensie în funcție de câte joburi am avut. Și atunci, iar la privată, singura posibilitate de a obliga pe patron să mărească salariul este prin acel salariu minim pe economie, pe care de asemenea s-a făcut, iacă, și de aceea probabil că există multe cântece. Dar haideți să nu vorbim de obligativitatea de a mări salariile în mediul privat, ci poate că ar fi bine să vorbim de măsuri de încurajare și de ajutor a mediului privat. Sigur, cel puțin pe zona asta agricolă în care eu mă pricep, sigur că măsurile sunt extrem de clare. Deci, ați observat că vin tinerii mult? Subvențiile se dau la timp. Așa, absorpția de fonduri europene în agricultură este ridicată, este cea mai ridicată. Față de alte domenii. Mai departe, s-au făcut niște programe din acestea naționale care să ducă la reducerea importurilor a unor produse agroalimentare și respectiv chiar posibilitate de export. Deci mă gândesc în primul rând la programul acesta cu tomatele. Deci cine înființează o cultură de tomate de până nimeni la suprafață primește o sumă de bani. Și a fost un program de succes, drept urmare, cultivatorilor s-a dublat. Și vreau să vă spun că în acest an, în 2018, sunt scriți aproximativ 16.000 de fermieri. Din dublu aceștia, față de anul 40% trebuie. Sunt tineri. Din acești 40% tineri, așa, aproape 1000, 900 de 890 și ceva așa, sunt tineri veniți din afară. Deci aceasta este bucuria noastră. Și aceea, sigur că eu aș face un apel la, pe de o parte, la toți tinerii
care fac agricultură pe alte țări, din Spania. Și am fost în concediu în Spania câteva zile și au niște terenuri numai piatră uscate, prăpădite, deci fără irigare la, cu picătură, deci la rădăcina plantei să meargă tot ce trebuie prin apa de irigat și celelalte substanțe nutritive, n-ar face nimic. Așa, și lucrând acolo, să vadă că cine muncește, că munca este de fapt izvorul singurei posibilități de a te îmbogăți, de a avea ceva, așa, să vină cu acele lucrări practice, în ghilimele, făcute acolo și să apuce să-și facă o fermă aici. Sigur, pentru acest lucru, însă, trebuie ca, în primul rând, toți specialiștii care lucrează în direcțiile agricole, toți inginerii care lucrează în direcțiile agricole și aferente, APIA, cei de aici, cei de la fonduri europene, să fie trup și suflet în slujba acelui tânăr care vine să-și facă o mică fermă pe banii lui, jumătate din banii lui. Vă referiți Europa. Că să-l consilieze, să îl ajute cu partea rând, logistică, de birotică? De comportamentală. Deci să se comporte așa cum ar fi el plătit direct de acel fermier. Mulți salariați ai statului însă, și eu cunosc această meteahnă, după ce ajung pe scăuneași, așa, se consideră că deja îl au întăbulat pe fundulețul, pe poponețul lor. Deci asta este una dintre cele mai urâte lucruri posibile pe care le faci. Atunci fac un apel la toți salariații aceștia să se poarte în acest fel. Deci atenți, grijuliu, consiliere maxim. Pentru că cel care vine, sigur că va ști mult mai puține de domeniul respectiv și trebuie să aibă răbdare să explice pânderete ce și cum să facă. Domnul ministru a dat, are multe întâmplări din acestea, când s-a dus la o instituție a statului, mai la începutul activității și acolo... Lumea nu știa că e ministru. Nu știa că e ministru și zice, domnule, n-am ochelare, nu-mi completat formularul ăsta, vă rog, dar mere după creat, dar la 60 de kilometri și așa mai departe. Dar vă rog frumos, nu mă cerere asta, trebuie că nu văd fără ochelare. Așa și sigur că e și de balamuc mare după aceea. Să ne spuneți în ce județ se întâmplă asta. Am uitat. Nu degeaba sunteți consilier. Să supără colegii pe mine. Dacă... Dumneavoastră ați fost ani de zile director al Direcției Agricole Cluj. Spuneți-mi, cum erau angajații de la stat în perioada în care erați acolo? Deci am angajații spună, de la stat, mă refer strict deci la instituția respectivă. Deci am să spun un lucru care nu va convine colegilor mai tineri. Deci, cei de vârsta mea și, să zicem, cei care au făcut școala și au prins 2-3 ani de serviciu în perioada înainte de 89, își aduc aminte că disciplina era mult mai tare. În întreprinderi agricole de stat, în fostele IAS-uri, disciplina era cam a doua după CFR și a treia, după CFR și armată, după Căile Ferate Române și armată. Sigur că această disciplină și rânduială s-a atenuat puțin și datorită ticăloasei acestea de politici. Deci, în momentul când o guvernare... Sau din cauza politicii. Sau din politica cauza... Da, e da. Factorul bun, da. Sau rău în cazul ăsta? Rău. Factorul rău. Factorul rău. Pentru că în 2003 eram director la Direcția Agricolă și s-a scos legea funcționarului public. Funcționarul public nu are voie să facă politică, să-și vadă de treabă, de job și așa mai departe. Eu zic că a fost o chestie extraordinară. Cei care au venit după, până 2005-2006, au făcut toate schimbările, cam de sus până jos, să nu zic chiar până la femeia de serviciu, după care ce s-au gândit? Ei, stai mă, vin ăștia, alții ne schimbă înapoi pe ăștia. Și atunci au făcut o lege a funcționarului public în așa fel, încât dacă dai astăzi afară un funcționar public, așa ăla te dă în judecată și 99% câștigă și vine înapoi pe post. Deci așa s-a făcut că în perioada asta, să zicem, post 2007-2009, așa, pe un post de director am avut 2-3 oameni plătiți. Unul numit de ministru câștigător de concurs, unul care a câștigat în prima instanță, una în ultima instanță, etc. Deci lucruri care nu se mai întâmplă nicăieri într-o lume normală. Deci tu nu ai voie să legi de scaunul funcționar public fără să ții cont de minimă competență. Deci ăla nu are absolut nicio competență decât că este... ce știu, susținut de o listă, nu știu, de care a unui partid, nu știu care partid, nu contează. Mai sunteți membru de partid, așa e? Da, recunosc. Dacă se uită colegii dumneavoastră, să nu vă propună pentru excludere. Să mă excludă? Da. Că spuneți așa lucrurilor pe nume. Nu, cum să mă excludă? Eu cred că din aceste lucruri, eu am mare încredere în tineri. Deci tinerii de astăzi, și mă gândesc la studenți, sunt mai deștepți în medie decât am fost noi acum,
40 sunteți de ani. Sunteți îndreptățiți să spuneți asta, că lucrați zi de zi cu studenți. Da. De ce? Pentru că ei au acces la niște surse de informare, ce știu, care nici măcar nu se pot compara. Eu la biblioteca USAMV, când lucram la lucrarea de licență, așa la terminare, găseam ceva reviste despre subiectul meu în limba rusă. Amina. Atât. Poate că era în toată biblioteca Universității de Științe Agricole, așa 3-4 în limba germană și vreo 3-4 în limba engleză, dar sigur, cu o vechime de zeci de ani în spate. Pe astăzi, dând cu degetele în calculator, găsești cam toată informația pe care o vrei. Trebuie doar să știi să o filtrezi. Nivelul de inteligență, deci, este excepțional. A doua chestiune care vreau să spun, că cel puțin 15-20% se și interesează, pentru că studentul de astăzi, el are cursul la bibliotecă tipărit, are pe el suport electronic, așa, are fișa disciplinei și el știe cam ce îi predau eu astăzi sau mâine. Și atunci, sigur că el se poate și 20% din ei fac chestiunea asta, el vrea, ce o să ne spună mâine profesorul ăsta tânăr. Așa, și se uită și o să știe ce îi predau și poate să pună și o întrebare. Și eu pentru aceea mă pregătesc temeinic încă, ca așa cu 20 de ani sau ca așa. Dumneavoastră învățați cot la cot cu studenții. Da, pentru să, că caut să văd ce noutăți sunt sau ce m-ar putea întreba unul din acești 20 de studenți sau din 20%. Sigur că acești tineri, deci având ansamblu acesta tehnic și de informațional așa, au impresia că stăpânesc lumea. Sigur că foarte multe soluții din acestea, însă diferă în funcție de zona de aplicare. Diferă foarte tare și asta le lipsește lor experiență. De asta zic, o echipă foarte bună, este o echipă cu tineri, așa, care să aibă totuși niște secundanți, așa, cu părul mai cărunt, așa, să nu fie deștepți ca mine, să fie cu părul cărunt ca și mine, ok? Așa, care să încerce să le spună mai numără de două ori până la 10 și apoi ia decizia asta, te rog. Dumneavoastră sunteți ales aproape la fiecare absolvire a unei generații de cam de suflet. Sunteți un profesor dur cu studenții dumneavoastră sau din contră sunteți prietenul lor? Acum încerc să înțeleg că... dacă vă aleg decan de suflet pentru că într-adevăr se înțeleg bine cu dumneavoastră sau pentru că le e deci, frică. Deci, la specializarea aceasta noastră, care e una în creștere și puternică în facultatea noastră, inginerie mecanică, industrie alimentară și agricultură, mă aleg pentru felul meu de a fi. Deci, Prima chestiune pe care o fac este a mă comporta cu ei ca și cum ar fi copiii mei. În momentul când eu mă gândesc, chiar dacă mie mi se pare că, sigur, are un comportament așa mai rebel, mai așa, mă gândesc că e una dintre fiicele mele care au fost rebele până la nivel maxim, la vârsta respectivă a studenției. Așa, și atunci încerc să-l înțeleg și așa și încerc să mă apropiu de el. Și încerc să discut lucrurile cu sufletul, cu inima, așa, și atunci ai câștigat întotdeauna. Deci vă dau doar un exemplu. Le spun mereu că stâlpii unei vieți bune, unei vieți fericite, sunt trei. Deci credința în Dumnezeu, speranța, dragostea, iubirea de oameni, adică să-ți respecti pe cel de lângă tine, el te respectă pe tine și așa. Și atunci, din acestea, tu ești un om împăcat, nu urăști pe nimeni, nu dușmănești pe nimeni, nu strici pe hașul, nu ai zile proste pentru că te-a supărat cineva, pentru că nu-l faci în seamă. În momentul când zic de credință, așa, apar niște zâmbete la unii pe sub mustață, așa. Și mă zic că ai zâmbit un pic, ia uite-te în ochii mei. Înainte de cel mai greu examen, înainte de cel mai greu moment, așa, uite-te în ochii mei și spune-mi cu vocea, cu gurița ta, nu cumva ai zis, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să trec de momentul ăsta, Doamne, ajută-mă să dispare zâmbetul, băiatul devine serios și atunci zicem așa, colegilor, religia, credința, ne ajută întotdeauna. Nu trebuie să o folosim doar ca o roată de rezervă la mașină atunci când suntem la necaz. Asta ne ajută, asta ne ajută pe noi să ne fie bine astăzi nouă. Cum ați reacționat dumneavoastră dacă un astfel de tânăr v-ar spune că este ateu și că nu spune înainte de orice moment greu al vieții lui, de un examen sau un prag important, nu spune Doamne ajută, pentru că efectiv el nu crede în Dumnezeu? Nu mi s-a întâmplat până acum și aș spune că a te declara ateu este o chestie doar de declarație. Pentru că în fața unui moment greu, în un moment vital pentru tine, pentru familie, pentru... Așa, nu cred că mai este nimeni ateu.
că se pare de fapt că cei mai mulți credincioși, doamna Ancuța, se găsesc în avioane, la decolare și la aterizare. Acolo cei mai puțini atei, adică niciunul cu siguranță. Mai ales dacă sunt niște turbulențe. Dumneavoastră mai țineți minte cine v-a învățat prima rugăciune? Sigur, acasă, tatăl nostru, ingerelul meu și așa mai departe. Mama sau bunica? Deci, mama. Deci părinții mei au avut un rol extraordinar în evoluția mea. Deci ei fiind oameni înstăriți, cu multă avere. Deci în perioada aceea de început de socialism, până anii 49-50, oameni care aveau mai puțin avere decât ai mei au fost duși pe la canal, bătuți, distruși, așa. Ai mei au avut mai multă avere și lucrau cu oameni angajați. Cu zilieri, cum ar veni. Nu, cu sluci, mergea permanent. Și plata pe un an era, mi-aduc aminte, erau două rânduri de haine, o rând de haine de vară, unul de iarnă și o sumă de bani. Aia n-am știut-o niciodată. Și sigur că ai mei s-o purtau foarte bine cu acești angajați, cu aceste sluji, de zicea, la noi în Scărișoara, acolo la munte. Așa s-o purta foarte bine cu ei. Și pe urmă am înțeles eu că slujile acestea au fost întrebate, domne, v-au bătut, v-au jocorit, v-au plătit, v-au nu știu ce, și slujile se pare că au vorbit foarte bine pe părinții mei și pe bunici, și atunci au scăpat doar cu niște, bunicul lua niște bătăi doar, atât. Și atunci, la motivul educației date de părinți, era așa, să nu-ți bagi joc de nimeni, indiferent cine vei fi tu. Deci ei aveau, erau cei mai gazdă din Scărișoare, erau deasupra tuturor în comună, nu și-au bătut joc de nimeni și atunci au scăpat mai bine decât cei care își bătuseră joc de oameni. A doua, ajută că Dumnezeu te va ajuta. Și atâta oameni am ajutat și smartor cei de municipiul Scărișoara, e drept că m-am și cam pexisit acum când îi au nevoie de un doctor. Nu, venim la Cluj, la un doctor acum. Doctorii, sigur că nu mai rezolvă nicio problemă pentru borcan de smântână și ce știu, un boz de brăză, că lucrurile sunt mai complicate. Așa, dar ai mei bătrânuții de pe acolo, neamuri, așa, nu știu chestia asta. Așa, știi, și aceste sfaturi bune, așa, inclusiv aceea de să nu-ți faci neamul de râs, pentru că era o mare mândrie să fii din clanul, din neamul acela, așa, și n-aveai voie să-ți faci neamul de râs. Dacă vreți, ce știu, eram în ultimul an de liceu, eram un băiețel frumosel și așa, și la un joc acolo pe în sat, era cea mai frumoasă fată, m-a luat-o la joc. Dar cum nu erau așa mulți la liceu pe vremea aia, până în 67, 8, 9, așa, știi, și am luat o ceartă, mă, și o discuție violentă cu bătrânul, dar tată dragă, doar am jucat cu fata, era cea mai frumoasă de acolo. Și care era nemulțumirea tatălui? Era de neam slab. Era de neam de oameni sărași și prăpădiți, care nu au avut nimic toată viața lor, un neam de puturoși. Deci nu făcea nimic, stătea toată ziua în casă, mânca ceva pâine uscată și bea apă. Hai să lucrezi, ce nu lucrez, că numai sclavii lucră. Ok? Deci cam ca asta era, să nu faci neamul de râs. Nu? De acolo până la comportament și așa mai departe. Sigur, cu frații mei mai discutăm de multe ori. Mă, fraților, aveți grijă să nu ne face neamul de râs, un neam serios, un neam important. Sigur că acum acasă părintească, din păcate, e gol la pușcă, toți s-au dus. Vă mai adunați acolo? Nu știu, odată la... Extrem de rar, extrem de rar. Pentru că viața ne-a aruncat în toate cursurile. În Cluj doar eu singur și, din păcate, nimeni nu s-a stabilit acolo și casa pur și simplu este goală. Dumneavoastră nu v-ați gândit niciodată să reveniți acolo în satul natal, mai ales că în... ziua de astăzi și anii 2000 de altfel ne-au demonstrat că lumea începe să se retragă înspre mediul rural, adică din ce în ce mai mulți lasă aglomerările urbane pentru un trai liniștit la țară. O replică, este o întrebare foarte, foarte bună. Ăsta a fost visul meu. Până când fiicele, așa, mi-au spus răspicat. Zic, măi, fetelor, la 15 km de acolo e pârtie de schi la Rișeni. Merg la schiat, și eu și fiicele. Așa, merg la schiat împreună, facem o pensiune acolo, 4-5 camere, întărim pensia, aveți unde veni și așa mai departe. Nici să auzi. Nu vor să arudă de casă și de mutare acolo. Zic, noi avem job aici, am niște copii, nepoți și așa. Sigur că acum, după ce am cele două nepoțele, care, mă rog, cu ajutorul lui Dumnezeu, că toate scrise undeva stele și nu se întâmplă cum îți scris pe undeva. Așa, sunt la 30 de metri de casa noastră, este casa fiicei cele mari cu nepoțelele.
Acum nici măcar nu trece pe-n cap. Să lăsați nepoțelele și da. Să plecați în mediul rural. Deci, mă uit la nevastă mea, seara când ne adunăm așa la culcare, că se uită pe fereastră, că le vedea degeamul lor. Zice, ăștia încă nu s-au culcat, adică puii, încă nu s-au culcat. Să lasă, uite-o pe acestea, băi, uși pe fereastră. Dar totuși e cam târziu, bine. Deci, lucrurile se schimbă și atracția asta a locului natal are o explicație extrem de limpede, extrem de clară. Deci, nu atât frumusețea reliefului atrage, cât... Și traiul simplu de acolo, nu? Traiul simplu și mai ales faptul că noi acolo am întâlnit primele, am descoperit primele gusturi. Gustul la prima brânză, cârnaț, cartabou, ștou, băstănină, apa de băut de acolo. Toate celelalte le-am comparăm și le comparăm, nu? Nu-i așa? Fără să ne dăm seama, așa, cu cele de acolo. Nu sunt alea de acolo, de la mama de acasă. Alea din supermarket, clar, nu sunt alea de la mama de acasă. Nu. Sigur că și gândul acela te atrage, că apa cea mai bună, aerul cel mai bun, sigur, la noi, pe Valea Reșului, o zonă de asta montană, undeva la, ce știu, să zicem, 8-900 de metri, în față e o stâncă frumoasă, zice, Piatra Mândruțului, vestita Piatra Mândruțului, așa, locurile sunt foarte, foarte frumoase. Te atrag și aceste locuri, dar sigur că timpul, așa, rezolvă lucrurile și le mută, după cum au scris Doamne, Doamne, în cartea lui. Nu putem face altfel. Pentru că ați adus vorba de mâncărurile tradiționale de acasă, vreau să vă întreb dumneavoastră de unde vă faceți cumpărăturile. Să nu dați nume de magazine. Nu. Deci, întâmplător, am vreo 2-3 prieteni fermieri. Așa? Și mergeți și luați direct de la sursă. Și mă cam înțeleg cu ei. Întâmplător, nu faptul că lucrați în domeniu. cu ghilimele aferente. Și mă înțeleg cu ei. Mă interesează 300 de kilograme de cartofi. Mă, beciul meu nu știu cât e de rezistent, eu iau de la tine, ce știu, 50-60 de kilograme, când mi se termină, dar eu îți dau banii pe 300 de kilograme, uite acum, când ai recoltat tu, așa, nu prețul ăsta de cu cât îl vând acum, așa, un preț rezonabil, să zicem, de 1,50 €, ok? Cartofii de râșca, de la râșca vi luați? Mai de jos un pic, din căpuș. Și cu celelalte încerc la fel. Prin programul ăsta de tomate mi-am descoperit acolo în Florești încă un fermier vrednic, așa, care face niște legume foarte bune. Ouăle am un fermier din asta care le crește mai ecologic. Încerc să iei și din piață, dar și aici, și țăranul șmecher, așa, că se duce și îți iau un ou cu coajă maro de la magazin, care seamănă cu ăla de la țară. Așa și îți vorbim de ce știu, cu ceva bănuț în plus. Deci cam asta este ideea de bază, iar cu pui facem următoarea chestiune. Cumpărăm 50 de pui, îi dăm la un prieten bun, îi dăm furajele așa cam pentru 70 de pui, așa, și puii aceia se sacrifică de regulă la nivel de octombrie și se pun în congelatorul. Deci carnea la congelat, inclusiv de pasăre, 6 luni nu are nicio problemă și atunci avem puiul ăla crescut la țară. Sigur, noi îl cumpărăm, puiul ăla zburat mai mare ca un porumbel, 250 de grame, care are totuși startul asigurat din ferma profesională, să zic. Dar gustul tocăniței de pui e la fel ca și tocănița făcută de mama pe pritacul lemne? Vreau să zic de un alt program al... Nu seamănă deloc. Vreau să zic un alt program al ministerului nostru, al domnului ministru Daia, cu basna și cu mangalița. Astea s-a făcut, e cu sigur că se nu dispară cele două rase. Basna și mangalița erau în România pe care de dispariție. Ungurii, mai șmechere, le vigorat de mai mulți ani de zile, așa, și deja au început să exporte. Deci la niște prețuri comparative cu porcul acela iberic, din care se face hamonul ăla, șunca aia, nu știu de care, extraordinară. Celebra șuncă din Spania. Cu prețuri acolo, la 40-50 de euro, nu? Kilogramul. Și acest program a pornit pe ideea, hai să vedem, oare românii n-ar putea să mănânce cei care își permit, așa, o carne mai bună. Pentru că dacă Dumnezeu vă rânduiește să vedem, poate că facem o negociere, să ajungem să mâncați, deci, o fripturică de mangalița și una de asta din comerțul socialist de porc, o să crezi că e altă specie. Deci e atât de mare diferența de însușiri gustative, indiferent de cantitatea de
grăsime. Nu, nu, de condimente care se pun de deasupra. Și atunci, sigur că aceste lucruri, cum să vă spun, mai ecologice, mai sănătoase, încercăm să le căutăm. Oricum, agricultura noastră, din punctul meu de vedere, este mult mai ecologică de cea din Germania sau Franța. Și nu datorită faptului că neapărat suntem noi mai ecologiști, ci datorită faptului că... Că nu ne-am dezvoltat așa repede. N-am avut așa mulți bani pentru îngrășăminte chimice. Asta zic că deci ei pun îngrășăminte chimice până la 1000 de kilograme la hectar. Media la noi, până în România, încă în jur de 200 de kilograme. Cât timp de acum înainte credeți dumneavoastră că va mai rămâne agricultura românească, să zicem, în limite normale perspectiva chimicalelor? Sigur, aici iarăși o poveste extrem de complexă. Deci planta ia azotul din sol sub formă de azotat azotit. Am putea spune că azotatul și azotitul este pâinea plantelor, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, într-o cantitate mai mare, ei sunt poluanți ai solului, în primul rând, și apoi ai ape freatice. Dacă ajung până în pânza de apă freatică, și apa freatică este contaminată și la noi în țară, în foarte multe locuri, cu azotați și cu azotiți. Sigur, nivelul este mult inferior celor de pe afară. Și aici, după părerea mea, vor exista două tipuri de agricultură încă multă vreme de aici încolo. Deci o agricultură din aceasta industrială performantă. Sunt firme care obțin și la noi în țară 7-8 tone, 10 tone de cereale la hectar. Așa, și una așa mai să zicem așa, mai gospodărească, mai ecologică, în care producțiile vor fi mai mici, dar cu îngrășăminte, cu chimicale mai puține. Sigur, ar vrea să vă spun că nișa produselor ecologice, după părerea mea, în România este un 5-6%. Adică sunt puțini oameni care își permit să dea 30 de lei pe un kilogram de roșii, ca să fie sigur că este o roșie ecologică. Marea majoritate merge și cumpără roșiile cu 3 lei. De cele de 3-4 lei. Și această nișă va crește doar cu întărirea clasei de mijloc și, sigur, e ușoară întărire. Cu IT-ul, cu multinaționale care vin și încet, încet s-au prins că aici au capitalul în siguranță și au început să dea salarii mai mari, pentru că de ce au capitalul mai în siguranță? Sunt țară în NATO, în Uniunea Europeană, democrație cât cuprinde, așa, și atunci n-am nicio problemă. Ei, oricum, multinaționalele stau aici atâta timp doar că le convine sau nu au o soluție mai bună. Atunci când au o soluție mai bună, eventual că te răsărit, iau jucăriile și pleacă. Așa, gen exemplu cu Nokia, e cea mai clară chestiune. Și atunci, sigur că sperăm în creșterea ușoară a clasei mijlocii, care să crească și cu aceasta să crească și consumul de produse ecologice. Mai avem câteva minute din emisiune, nici întrebările nu mai sunt multe. Dacă ar veni la dumneavoastră acum un tânăr, poate student, absolvent, care are două posibilități. Să meargă ca și angajat într-o multinațională, unde să aibă un salariu, să zicem în zona de IT, unde să aibă un salariu foarte bun, care să-i asigure liniștit traiul de la o lună la alta, plus economii, sau să își înființeze pe cont propriu o afacere în domeniul agricol. Dumneavoastră ce l-ați sfătuit să facă? În primul rând, i-aș spune că în capitalism oamenii era în principiu egal cu toți. Era o diferențiere de salariilor. În al doilea rând, ea spune că în capitalism există doar două categorii mari de oameni. Deținătorii de capital, să zicem cum vrem noi, patroni, așa, și forță de muncă. Așa cum inclusiv eu și dumneavoastră și colegul suntem forță de muncă. În capitalism, o țară stă cu atât mai bine cotată, cu cât are mai mulți patroni. Și atunci asigur că primul gând este ca să se lepede de jobul cel mai de varianta ușoară, facilă. Mă duc, am o leafă de 1.500-2.000 de euro, trăiesc bine, nu mă bătăi de cap, nu trebuie să caut forță de muncă, tehnologie, nu trebuie să caut piață și așa mai departe. Lumea a evoluat datorită acestor patroni și îi sfătuiesc și rog pe toți așa să facă acest risc. Și acest risc se poate face în agricultură, în mod, încă, pe aceste fonduri europene care asigură până la 50, pe unele proiecte, mai mult de 50% din finanțare nerambursabilă. Și în cât timp ar putea tânărul respectiv să ajungă la venitul, să zicem, echivalent al salariului pe o lună din multinațională? Sigur, eu nu vreau să
vin cu povești vânătorești aici, sigur că e nevoie de un timp îndelungat, de 2, 3, 4, 5 ani. În timpul ăla, deci tânărul nostru întreprinzător nu are liniște, nu are somn, nu are concediu până când își găsește om, ca lumea pleacă, că ai plătit mai mult cu un leu de dincolo și așa mai departe. Deci cea mai mare problemă în agricultura astăzi este dispariția forței de muncă, pentru că se duc să lucreze mai mult pe un ban în plus dincolo. Deși ei săraci în mare parte, și am vorbit cu mulți români care lucrează până Italia, până Spania, așa când își fac total socoteala la a treia horincă, la treia pahar de orincă, apoi zice, rămân cu atât așa, dar poate că dacă aș rămâne în România și așa, și familia acolo, eu sunt aici, copilul acolo, la bunie, vai și amar, sigur, banul până la urmă rezolvă problema. Și atunci, opțiunea românilor de astăzi, după 50 de ani de comunism, este extrem de greu de luat. Adică eu încerc să fac un business, o afacere, așa, să fiu propriul meu stăpân, așa, sau mă duc să fiu simplu angajat de către cineva. Sunt numai două categorii. Deci angajatori și angajați. Și atunci dumneavoastră ați merge pe varianta pe de... varianta, pentru pe un tânăr, varianta de angajator. Pentru că, sigur, ea înseamnă muncă, dar în felul ăsta vom lăsa ceva urmașilor noștri sau urmașilor lor. Dacă nu, le vor lăsa praful de pe tobă. Și o ultimă întrebare cu răspuns la fel de scurt. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră de până acum? Că am simțul datoriei îndeplinite. Acolo unde am fost, mi-a făcut treaba. Dar cea mai mare satisfacție, așa stă în cele două nepoțele formidabile. Deci, în zona personală și a familiei. În familie este insula în care ne găsim liniștea și pacea sufletească. Domnule Ilarie Ivan, mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii și cu alte subiecte și vă așteptăm cu lada de mere promisă la, începutul emisiunii. Nu știu de unde o culegeți, de unde o aduceți, dar vă așteptăm cu merele. Rezolvăm problema. Mulțumim, toate cele bune! Iubim apa.